Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este din trafic la Europa FM. Da, oarecum, pentru prietenii noștri care ne ascultă în mijloacele de transport în comun din București, precizez, din București, tramvaie, trombeluze, autobuze, vă anunț că în curând veți putea afla de pe Google Maps cât o să întârzie autobuzul sau tramvaiul sau troleibuzul pe care îl așteptați. Pentru că sistemul de transport public din București, RATB sau STB, cum îi spuneam acum, o să fie integrat cu Google Maps la un moment dat, într-un viitor neprecizat, dar înțelegem apropiat, la fel ca în marile capitale europene, unde dacă vrei să ajungi din punctul A în punctul B și deschizi Google Maps, îți oferă posibilitatea să mergi cu mașina, cu taxiul pe jos sau cu autobuzul, și spune, sau mă rog, cu mijloacele de transport în comun, și spune unde să te duci, în ce stație, cât durează. Super eficient și foarte mișto de folosit. Mă bucur că și în București. Sistemul există în București, există niște aplicații, dar probabil nu e integrat cu Google, ceea ce e mai complex. Este cel puțin o aplicație, o am și eu, îi spune InfoTB, Infotransport București, dar e mai complicat de folosit. Am încercat să o folosesc. Trebuie să te duci pe linia respectivă, să vezi unde duce, știi pe la cât vine și cum vine. Nu este atât de simplu și de intuitiv precum Google Maps. Aia e clar, da. Și mai asta, Move It, asta e mai bună. I like the Move It, Move și It. Și mai exact. Sunt hărțile puse de domnul primar în, da, în stații. Domnul primar Nicușor Dan, n-a promis că primul lucru pe care o să-l fac, o să pună hărți. Poate că de-aia nu rezolvă cu căldura în București, pentru că încă desenează. Da, are problema cu hărțile, concentrat pe hărți. Deci, atenție, Google Maps. Important ar fi pe Google Maps și pe infotainment să știi când vin și controlorii. Că asta, mai există controlori? Eu am văzut ultima oară controlori când aveam noi sediu dincolo. Așa. Deci au trecut niște ani, nu? Uh-huh. Da. Dar să vă spun o istorioară apropo de controlori. Ia spune-ne o istorioară. Eu am fost amendat de controlori o singură dată în viața mea. Da. Și că asta cred că a fost și o chestie de destin până la urmă, dacă destin, stai să te gândești. Fii atent aici. Da, spune Dostoevski. Eu sunt genul ghinionist, de fel. Da. Și acum că am dat filmul înapoi, că nu mă gândisem niciodată la asta până acum, îmi dau seama de ce. Când la 14 ani, anișori, da, m-am dus să-mi fac buletin, da, la secția de poliție din cartier, da? Da. Pe vremea aceea, cu controlorii era cu bătaie. Deci, adică, era la mine bătaie. În cartier, cel puțin în Bercen, da, când controlorii prindeau pe cineva, erau bătuți de ceilalți oameni din mijlocul de transport. Controlorii erau controlorii, bătuți, da. Credeam că asta vă spun, că pe mine nu m-au bătut niciodată. Adică am asistat la niște scene foarte violente cu controlori și mi-era foarte frică să am de-a face cu controlori. Fapt pentru care nu prea mai mergeam cu mijloacele de transport. Copil fiind, mi-era teamă. Și m-am dus să-mi fac buletin. Până atunci, dacă n-aveai buletin, n-aveau controlorii treabă cu tine. Da. Eu m-am dus să-mi fac buletin, mi-am luat buletinul de la poliție, mi-au aminte și acum, era o zi de vară, eram în short, aveam buletinul în mână. Și aveam de mers două stații. Până te-ai dus singur? Și am zis, da. Păi era mare, mă, avea 14 ani. Eu 14 ani, tata mai hândrălău. Am fost cu tata când am depus actele. M-am dus singur să-mi iau. Da. Okay. Vară, buletinul în mână, lene să mă duc pe jos până acasă, două stații, zic, ce-o fi, iau troleibuzul până la Big. O stație. Și pe urmă pe jos. M-am suit în troleibuz, s-au închis ușile, cine crezi? Controlorii, eu și cu buletinul în mână. Băi, bilet? Na, merg o stație. Buletin, zic, acolo l-am luat. Incredibil. Deci, mi-au dat amendă pe loc. Ți-a folosit la ceva buletinul, da, din prima. Au râs și ei, s-au distrat. Le-a plăcut ideea. 500 de lei amendă. Ia uite, nu era așa mult atunci, dar m-a marcat. M-a deranjat. Da. Da. Foarte frumos. Și de atunci tot o țin în ghinioane. Da, și de atunci ți-ai luat bilet. Ți-ai luat mașină. Mereu am portofel. De atunci ai luat mașină și încă o mai are. Ia lila. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.